Pe 13 mai ar fi trebuit să aibă loc licitația pentru concesionarea hotelului de la Casa Tineretului din Câmpina, numai că aceasta nu va mai avea loc, deoarece și puținele societăți comerciale interesate se pare că s-au răzgândit. Noi credeam că o să fie măcar 3, dacă nu 5 solicitanți. Din păcate n-a venit niciunul. Este surprinzătoare această situație, dar noi vom relua licitația. Societăților comerciale care doreau să participe la licitație li s-a impus să aibă experiență în domeniul hotelier de cel puțin 10 ani. Nici banii nu erau puțini pentru această concesionare. Noi propusesem, noi, eu și o parte din consilieri, să se plătească devențele pe 25 de ani, astfel încât ele să meargă cât 31.000 de euro pe an. Consilierii au considerat că se poate plăti 39.000, suma de 39.000 de euro pe an fără nicio problemă, au votat așa. Poate și acesta este un răspuns. Valoarea investiției pentru modernizarea hotelului s-ar ridica la aproximativ 1 milion de euro. Dacă nici la a doua sau a treia licitație nu se va prezenta nimeni, Consiliul Local va încerca modificarea sumei stabilite pentru concesionare.